să mă represte Portugal, îi sare capul! Ce să mă represte Portugal, îi sare capul! Veteranii războiului de pe Nistru au organizat un protest în fața clădirii executivului, cerând demisie guvernului. În timpul acțiunii, unul dintre protestatari a spart ușa centrală a clădirii cu un buzdugan. Premierul Ion Chicu se declară mâhnit de faptul că o parte dintre veterani a preferat să protesteze pe 2 martie, zi în care se împlinesc 28 de ani de la izbucnirea conflictului de pe Nistru și sunt comemorați eroii căzuți în lupta pentru independență și integritatea Republicii Moldova. Potrivit premierului, actualul guvern a făcut foarte multe lucruri pentru veterani. Acesta a enumărat acțiunile întreprinse de cabinetul său. Guvernul a majorat de la 1 ianuarie 2020 alocațiile lunare pentru veterani de la 100 la 300 de lei. Ulterior a fost elaborat proiectul de lege care prevede majorarea din 1 iulie 2020 a alocațiilor lunare pentru văduvele de război de la 250 la 500 de lei. Este elaborat proiectul de lege pentru acordarea veteranilor de război neîncadrați în câmpul muncii, a polițelor de asigurare medicală din contul bugetului de stat. Pentru reabilitarea veteranilor de război, MSMPS a alocat suplimentar 650.000 de lei pentru finanțarea Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare, a precizat prin intermediul unui mesaj pe Facebook premierul Ion Chicu. În același timp, premierul a criticat veteranii care protestează în fața guvernului. Acesta este convins că veteranii ar fi ghidați de cei care vor să destabilizeze situația din Republica Moldova. Suntem cu toții mâhniți de acțiunea plină de istericale pe care au organizat-o unele forțe politice tăinuite prin manipularea unui grup de protestatari și prin instigarea la ură și violență în această zi sfântă pentru țară. A strica ușile guvernului, al unei clădiri a statului, nu e dovadă de patriotism. Din contră, e dovadă de cât detește edificiile țării și ale statalității. Aceste edificii nu aparțin premierului sau vreunui demnitar, ci poporului Republicii Moldova, a spus premierul.